Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Sandra Nicolaescu și vă prezint informațiile meteo. Am avut o dimineață neașteptat de geroasă, se pare ultima cu astfel de temperaturi din această perioadă. Spre prânz s-a mai încălzit, iar cerul s-a mai limpezit. Termometrele au indicat o minimă de minus 15 grade Celsius la Vintilă, Vodă și Merei și o maximă de 1 grad Celsius în zonele deșese ale județului. S-au înregistrat temperaturi de minim minus 10 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius la Buzău, o minimă de minus 12 grade Celsius și o maximă de minus 1 grad Celsius la Nehoiu, o minimă de minus 10 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius la Pogoanele și Râmnicu Sărat. La Vintilă Vodă s-a înregistrat o minimă de minus 15 grade Celsius și o maximă de minus 3 grade Celsius. La Lopătare a fost dimineața o minimă de minus 12 grade Celsius, iar la prânz o maximă de minus 1 grad Celsius. Iar la Merei s-a înregistrat o minimă de minus 15 grade Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de minus 5 grade Celsius. De mâine vremea urmează un curs de încălzire cu temperaturi în creștere de la o zi la alta. Termometrele vor arăta o minimă de minus 7 grade Celsius și o maximă de doar 2 grade Celsius la Buzău, o minimă de minus 9 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius la Nehoiu, o minimă de minus 7 grade Celsius și o maximă de 2 grade Celsius la Pogoanele și Râmnicu Sărat. La Vintilă Vodă vor fi minim minus 11 grade Celsius și o maximă de minus 2 grade Celsius. La Lopătari va fi o minimă de minus 9 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius, iar la Merei se vor înregistra o minimă de minus 11 grade Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de minus 2 grade Celsius. În țară, deși temperatura aerului va fi în creștere ușoară, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mânoros în vestul, nordul și centrul țării, unde începând de după amiază va ninge slab pe arii extinse. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 5 grade Celsius, iar cele minime, în general, între minus 12 și minus 4 grade Celsius. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative. În București, cerul va fi variabil cu unele norări în cursul nopții, când vor fi condiții de ninsoare slabă, trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius, iar cea minimă va fi de minus 8-7 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteo. Sunt Sandra Nicolaescu și vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne vedem mâine la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți o seară cât mai plăcută alături de Campus TV.